Să ne vorbească și în această dimineață ceea ce El găsește pe care, când este de folos, să primim de la El. Ultima dată, când am fost la Detroit, m-au pus frații într-una de la serviciile de la care am participat și într-o biserică, la cuvânt, cam mai erau de 17 minute, poate, până la ora 12. Eu am avut o înțelegere cu fratele de acolo, niciodată să nu mă puneți la predică, la încheierea programului, că e lucru peste tip. Și o să fie cam târziu acum, nu mai, n-are rost mai mult. Frate, zice, o să treci peste program, dar știți că eu nu trec peste ora 12. Ei, atunci zice, tai introducerea și ți ajunge timp. Adică dacă spui numai lucrurile esențiale, fratele vostru mi-a dat destul timp, dar să am timp și de introducere, dar totuși am luat-o ca o... ca un bobârnac, așa. N-am crezut că îl receptați în felul ăsta cu unele din cuvinte care vă spun îs în plus. Mă rog Domnului să-mi dea lumina, să nu mai fac introducere dacă lucrul ăsta deranjează, ci să trecem la subiect. Avem în fața noastră un cuvânt din Evanghelia după Luca. De fapt, textul acesta pus de fratele Iosif în programare continuă șirul de texte care ne vorbesc despre venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ne este prezentat în mai multe texte, în diferite epipostaze, nu de mult, lumea creștină sau așa zis creștină, a sărbat ceea ce noi numim nașterea Domnului Iisus Hristos. Apoi s-a vorbit în zilele duminice următoare, în slujbele următoare despre faptul că la 8 zile a fost tăiat în prejur după legea lui Moise, apoi că a fost adus în templu când s-au primit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, așa cum scrie în lege ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie împărțișat Domnului. S-a vorbit și despre asta. S-a vorbit despre faptul că a trebuit să fie și El, Domnul Hristos, emigrant. Împreună cu Sfinții Părinți, au plecat și au locuit pentru o vreme în Egipt. S-a vorbit, nu? S-au întors din Egipt, s-au mers în cetatea Nazaret, unde s-au stabilit. Și acum ne este învățișat un episod din viața Domnului Iisus, înainte de a începe, de fapt, marea lui lucrare pe care avea să o înceapă la vârsta de aproximativ 30 de ani, cum spun unii comentatori biblici. Și mă gândesc că de vreme ce sunt pe pagina Scripturii aceste episoade din viața Domnului Iisus Hristos, noi putem învăța din ele, din toate. Am stat și m-am uitat la textul acesta și m-am gândit, oare să aleg alt text? Oare ce-o gândit fratele Iosif când a pus acest text? Ce aș putea vorbi despre faptul că Domnul Hristos la 12 ani a fost în templu din Ierusalim? Și am găsit câteva lucruri care pot fi spuse. Sigur, noi vorbim în general despre faptul că Domnul Hristos a venit în lumea aceasta pentru a mântui oamenii din păcatele lor. Și El spune aceste cuvinte. Și El mărturisește aceasta. Și după ce face lucrarea, există mențiunea aceasta în Cartea Apocalipsei cel puțin de două ori. Cu sângele Lui a răscumpărat oameni din orice neam, din orice limbă, din orice seminție, din orice rod. Și a făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Există acest adevăr, îl credem, îl mărturisim, îl predicăm. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta să mântuiască ce era pierdut, zice Pavel, dintre care, spunea Pavel, cel din tâi sunt eu. Și eu. Și noi am fost din cei pierduți. Din cei păcătoși. A venit să ne mântuiască. Dar Domnul Hristos a mai făcut o lucrare de din lumea aceasta. Despre această lucrare aș vrea să vorbesc în această zi. De exemplu, dacă mergem în
Epistola pe care Apostolul Pavel o scrie evreilor. Eu cred și continui să afirm că Apostolul Pavel a scris această epistolă. În capitolul 10, începând cu versetul 19, citesc. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Ce înțelegem de aici? Domnul Hristos, venind în lumea aceasta, ne-a deschis o cale, care este, pe de-o parte, prin faptul că a murit și a plătit pentru păcatele noastre, a plătit în locul nostru, pentru vremurile de neștiință mai ales, pentru timpul acela când eram străini de Dumnezeu, dar mai ceva. A deschis o cale și prin faptul că ne-a fost o pildă. Că ne-a dat un exemplu. Pentru că vreau să vă spun ceea ce, din punct de vedere teologic, a fost acceptat de cultele evanghelice nou-testamentale. El a venit în lumea aceasta și a fost Dumnezeu. Așa că, să-i știți, ne spune Apostolul Ioan, în primul capitol din Evanghelia pe care el o scrie, El era Dumnezeu, a fost de la început cu Dumnezeu, era Dumnezeu, dar într-o zi, cuvântul acesta s-a întrupat, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi l-am primit. În felul în care a trăit aici pe pământul acesta, Domnul Hristos a fost Dumnezeu, dar în același timp a fost și om. Dacă nu ar fi fost și om, ci numai Dumnezeu, El n-ar fi putut să fie un exemplu pentru noi. Fratele Iosif avea o expresie când ființa lui se împleteau armonios cele două naturi. Dar 100% natură omenească și 100% natură divină. Există această realitate. În ființa Domnului Hristos au fost aceste două naturi, cea omenească ca a noastră și cea divină, dumnezeiască. El era Dumnezeu, dar era și om. Ca om, trăind prin toate experiențele de viață pe care noi le avem, dar fără păcat, El a putut să ne ofere o pildă. Să ne ofere un exemplu. Să ne ofere un model de urmat. Deci a venit în lumea aceasta, a murit pentru noi, ne-a mântuit, plătind pentru păcatele noastre cu sângele Lui Sfânt, dar în plus de aceasta ne-a oferit și o cale de urmat, oferindu-se pe El drept pildă. Și există acest cuvânt în mai multe locuri în Biblie, nu o să le citesc pe toate, dar putem să luăm unele dintre ele și să le analizăm puțin în lumina Bibliei. În Efeseni, de exemplu, în capitolul 5, versetul 1, Apostolul Pavel în dealul credincioși, urmați dar pilda lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos. El este pilda lui Dumnezeu. El este exemplul lui Dumnezeu. M-am uitat la oamenii de afară din lume. Știți că e adevărat ceea ce spune Biblia? Că cei de afară, ăia de afară, fii întunericului, dacă vreți. Îți mai înțelegi decât fii lumini. Ei iau și ei pildele lor. Exemplele lor. Pildă înseamnă un exemplu. Nu știu cum să mă exprim, să mă înțeleagă și tinere și cei în vârstă. Un model după care fii ei. Mi-aduc aminte, eram tânăr. Copil, adolescent. Am avut noi o sportivă celebră în România. La un moment dat, la o vârstă foarte fragedă, chiar aici la Montreal, am câștigat câteva medale de aur. Vorbesc despre Nadia Comăneci. Dom'le, așa au primit-o fetele din România, tinerele de atunci, copiii de atunci. Au fost pentru mulți o pildă, un exemplu, un model. Și apoi s-au construit săl de sport. Apoi părinți care și-au dat fetele la gimnastică, doar mai așa vreo campioană cum a ieșit fetița aceasta, la 14 ani au câștigat câteva titluri. Oamenii de afară au pilde pe care le urmează. Le pun înaintea lor și zice că asta. Nu? Citeam undeva despre Argentina, o țară care nu e foarte prosperă din punct de vedere economic, dar e foarte tare la vorba. Și a fost acolo un fotbalist celebru. Și pentru că a fost așa de mare succes omul ăsta, toți copiii au visat să ajungă ca el. Și s-au făcut terenuri de sport, de fotbal în toată Argentina. Și până în ziua de astăzi, înțeleg eu, că nu mai ocup,
Că totuși au o echipă bună de fotbal și au rezultate bune. Pentru că a fost un om pus acolo ca exemplu fața tinerilor și pe care l-au urmat. Și sunt multe exemple de felul ăsta care se întâmplă în lume. Uitați-vă, spiritual lucrurile merg în același fel. Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, trimis de Dumnezeu, ca să fie o pildă. Și Biblia spune să călcăm și noi pe urmele acestei pilde. Să umblăm și noi cum a umblat El. Să trăim și noi cum a trăit El. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Sunt mai multe locuri în Biblie, v-am spus. De exemplu, atunci când are loc acel eveniment, poate nu-i foarte, să zic așa, pentru mulți important. Ce facem noi la cina Domnului, pe lângă faptul că ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, fratele Iosif totdeauna spune, fraților, mai avem o grădă de făcut, frații care s-au împărtășit să coboare la subsol sau surorile alături și să împlinim și partea aceea pe care a spus-o Domnul Hristos despre spălarea picioarelor. Acolo există acea mențiune. Pentru că eu v-am dat o pildă. Eu am făcut-o ca voi să faceți ce am făcut eu. Și sigur că sunt oameni care nu o fac și nu vor să urmeze pilda lui Dumnezeu și lucrul acesta este foarte, foarte greșit. Pentru că oamenii care nu urmează pilda aceasta lui Dumnezeu, care nu trăiesc după exemplul acesta pe care ne-l dă Domnul Iisus Hristos, au o problemă cu mântuirea. Au o problemă cu mântuirea. Au o problemă cu mântuirea. În Romanii, capitolul 15, versetul 5 spune: Dumnezeul răbdării și al mântuirii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Domnul Iisus a avut față de noi niște simțăminte care l-au făcut să moară pe cruce. Ca să ne mântuiască. Și Apostolul Pavel ne spune: și voi, unii față de alții, să aveți aceleași simțăminte cum a avut El. De fapt, spune Domnul Hristos, în aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, că vă veți iubi unii pe alții. Și mai avem. Pot să mai citesc, de exemplu, din 2 Petru, cred că. 1 Petru, capitolul 2, versetul 21. Dar citiți mai de sus ca să înțelegem. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină răutății, ci ca niște robi ale lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit, căci este un lucru plăcut. Dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu sufere întristare și sufere pe nedrept. În adevăr, ce fale este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. În felul în care Domnul Hristos a suferit pentru noi, ne-a dat o pildă ca și noi să fim în stare să suferim în primul rând pentru El și chiar să suferim unii pentru alții și să suferim nedreptăți cum și El a suferit nedreptăți. Și vorbim despre faptul că Domnul Iisus Hristos este pilda lui Dumnezeu pentru noi, aș vrea să mergem un pic mai profund și să învățăm ceva de aici. El a fost Dumnezeu. Dar a trăit și ca om. Și ca om a hotărât și a ales de bună voia Lui. Nu forța. Să împlinească tot ceea ce trebuia să împlinească ca și om. Uitați-vă, chiar și textul acesta de astăzi ni se spune la un moment dat că a ajuns în templu la vârsta de 12 ani. De ce a mers Domnul Hristos la templu? De ce l-au dus părinții la templu? Înțeleg și din textul acesta că era foarte conștient de misiunea lui aici pe pământ. Înțeleg asta. Pentru că le dă o idee părinților. Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu. Era conștient de ce a venit în lumea aceasta. Și cu toate acestea alege
să împlinească exact tot ceea ce împlinea orice copil evreu. Vreau să vă spun, probabil că fratele vostru știa amănântul acesta, copiii evrei, pe lângă faptul că erau învățișați, atunci când se împlineau zilele curățirii părinților după legea lui Moise, în templu, ca să fie învățișați înaintea Domnului, la vârsta de 12 ani erau adus din nou în templu. Și în special, pentru a fi puși în fața bătrânilor, în fața învățaților, în fața cărturarilor, care le puneau întrebări. Și copiii, la rândul lor, puteau să pună întrebări. Îi aduceau în templu și mai mari lui Israel, învățătorii, cărturarii lui Israel, așa, îi supuneau ca un fel de examen, să vadă ce au învățat în familie despre Dumnezeu. Și dacă părinții s-au ocupat cu adevărat de ei, ca să le dea învățătură spirituală, duhovnicească, învățătură, dacă să spun creștine, că nu erau creștini atunci, dar în conformitate cu legea mozaică. Știți că mi se pare că a fost un lucru bun? E adevărat că aici, în vremea noastră modernă pe care o trăim, dacă fratele Iosif, comitetul acestei biserici sau cultul pentecostal a instituit o lege și ar zice, la 12 ani ducem copiii înaintea comitetului, înaintea bisericii și îi supunem la un fel de examen să vedem ce au învățat ei de la părinților despre pocăință. Și Doamne fie să ne auzim, cum spunea fratele Opriș, că l-a întrebat pe un tânăr într-o familie unde a fost chemat la masă, văd tinere, dar pe tine nu te-am văzut la adunare azi. Și copilul a zis, la ce adunare? Aici, unde, în sat, la voi, aici, în comuna voastră. Ce adunare? Mă, la pocăiți! Copilul a zis, ce pocăiți? Băi, ce nu s-o fă prostul cu mine. Unde mele, tata și mama, dar tata și mama nu merg la pocăiți. Cum nu merg la pocăiți? Dar noi am fost acum, toți acolo. Nu merg, frate, la pocăiți. Dar tu de unde știi? Păi de la ei. Că nu-i niciun pocăit la noi în adunare. Păi e o adunătură de oameni acolo care se bârfesc unii pe alții și se vorbesc de lor. N-am vrea să facem examinări cu pruncii, să-i chemăm cum erau duși copiii evrei în templu și examinați. Să vadă ce știu despre Dumnezeu. Și să auzim temiri ce auzim din familie. Dar ăsta e un alt subiect. Foarte interesant Domnul Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și avea și natura aceasta dumnezeiască în El. Și știa scopul pentru care a venit. Nu se opune. Nu se opune. Și merge cu părinții în templu ca să fie interogat de mai mari lui Israel, de cărturari, de farisei. Sigur că au rămas uimiți de întrebările pe care El însuși le-a pus acestor oameni. Spun unii istorici evrei că unii părinți plăteau o taxă ca copiii lor să fie descusuți cu deamănuntul, să fie plătiți. Și apoi, la urmă, să capete un certificat. Cumva că îs bine instruiți în legea Domnului. Nu știm dacă toate lucrurile astea sunt chiar adevărate. Dar se pare că era o practică la evrei. Ei rămân uimiți, oamenii ăștia învățați despre pruncul Iisus, că le-a dat niște răspunsuri și au apus niște întrebări foarte pertinente. Nu știm ca. Dar ceea ce vreau să mai remarc aici, El și în acest fel a fost o pildă pentru oameni alegând să se supună rânduielii care exista în Israel în vremea aceea. Și când crește mai mare, El spune lucrul acesta. Eu n-am venit să strig legea. Ci am venit să o împlinesc. Dar cu înțelesul să o desăvârșească, să mai adauge ceea ce nu era perfect în legea mozaică. Și mai ales aici spune mai departe că după ce părinții l-au căutat, pentru că l-au pierdut acolo prin Ierusalim, nu și-au dat seama că au rămas în templu, l-au găsit, răspunsul pe care El a dat, îl cunoașteți, nu mă leg acum de El, apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Se dezvoltase în Israel o teorie potrivit tânăra copiii față de părinții lor, nu mai aveau obligații. Nici măcar aceea de a se supune părinților. La un moment dat, Domnul Hristos îi apostrofează pe farisei, pe cărturari, pe învățații lui Israel, pentru că au desfințat porunca lui Dumnezeu, care spune, poruncește.
ca copiii să-și cinstească părinții. Mai ales cu problema aceasta avem o mare problemă. Sunt în biserici tineri care sunt botezați. N-aș putea să spun că sunt din lume, de afară. Chiar dacă nu sunt foarte crescuți pe calea Domnului. Dar cu care părinții au probleme mari. Uitați-vă, Domnul Hristos în privința aceasta ne-a dat o pildă. El s-a întors cu părinții lui în Nazaret și cum spune Biblia? Le era supus. Ar fi putut să le spună, mamă, ar trebui să te învăț eu pe tine, tată. Eu ar trebui să vă dau o lecție. Știți cine sunt eu? N-ați auzit ce am spus în templu? Dumnezeul acesta care șare și și-a așezat slava lui peste templul acesta din Ierusalim. Și-a ales Ierusalimul ca loc unde el domnește și guvernează. Dumnezeul acesta e tatăl meu. Dar Biblia spune că s-a întors cu ei în Nazaret și erau supuși. Și aici este o pildă de urmat. Și pentru cei mai bătrâni, și pentru cei care avem părinți înaintați în vârstă prin România, pierduți în câte un sat, în câte o localitate pe acolo, la o margine de Târgușor, la o margine de sat, și tot așteaptă, am avut un șoc data trecută când am fost în America, când m-a sunat un nepot, un bea de aruzarie și zice, unchiule, zice, bunicul vrea să vorbească cu tine. Poate am vorbit destul de slăbit, îndapat. Mi-a dat la telefon. Da, fiule, eu sunt. Așa cu o voce destul de slăbită, negru. Hai acasă, mă băieți. M-am topit în după masa. Mai aveți părinți din România? Mai aveți? Domnul Hristos în privința asta ne-a dat o pildă. Tinerilor, vă prețuiți părinții, ascultați? Cântați foarte frumos despre Domnul Iisus Hristos. Cântați că sunteți gata să muriți pentru El. El a dat o pildă în felul că și părinții ăștia pământești trebuie cinstiți, trebuie respectați, trebuie ascultați. Amin? Doamne, ajută-ne să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Așa a spus Pavel. Călcați pe urmele mele într-un câte o cal, pe urmele Domnului Iisus. Dar El spune și piept. Urmați Fiul lui Dumnezeu. Învățați de la mine, a zis Domnul Hristos. Există în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 29 spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine! El, pilda lui Dumnezeu, a plătit prețul pentru noi, a mântuit prin sânge, prin sângele lui Sfânt. Dar au făcut mai mult decât atât. Ne-a dat un model pe care trebuie să-l urmăm. Cum o trăit El să trăim și noi? Domnul Hristos, mergem un pic mai adânc, pilda lui Dumnezeu, pentru noi, o ales deliberat să facă ceva. Ceea ce va trebui să facă și noi dacă vrem mântuire. Dar numai dacă vrem mântuire. El o ales să facă întru totul voia Tatălui care este în ceruri. Ascultați-mă bine, e foarte important. E foarte important. Pilda lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, o ales deliberat să facă voia lui Dumnezeu în toate amănuntele. În momentul dat îl exprim acest adevăr. Am putere să-mi dau viața. Și am putere să o iau iarăși. Și spune aceste cuvinte. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Adică, nu s-o obligat. Nu s-o obligat. Totuși, pentru că a hotărât Dumnezeu aceasta, El o ales să facă voia lui Dumnezeu. Tot în Evrei, dacă mergem în capitolul 9, dacă nu greșesc, există acolo un cuvânt mai vechi din psalm. Capitolul 10, iertați-mă, spune tu n-ai voit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule.
Dar poate zice cineva, sigur, poate că nu a avut el o altă voie. Îl găsim pe Domnul Hristos în grădina Ghețimani. Ați citit? În trei evanghelii există această mențiune. Acolo, în grădina Ghețimani, când sudoarea, pentru că era într-un timp ca de moarte, i s-a preschimbat în picături mari de sânge, acolo, în grădina Ghețimani, era o rugăciune. M-a uimit pe mine, de copil, de când eram adolescent, rugăciunea aceasta a Domnului Iisus Hristos. El spune, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Și-a zis, depărtează de la mine paharul acesta. Știa că Dumnezeu poate să-l scape de încercarea aceasta care este înaintea lui. Pentru că, o predicat toată fratele Iosif, nu curele, nu biciul, nu cuiele, a fost cea mai mare problemă pe care au avut de suferit Domnul Hristos. Și faptul că trebuie să fie făcut păcat înaintea lui Dumnezeu, el care era neprihănit. Pentru ca noi oamenii să fim socotiți neprihăniți. Și totuși, când a stat în fața lui paharul acesta și trebuia să-l bee, a zis, dacă este cu putință, îndepărtează. Dar el urmează și zice, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Hristos a ales să facă voia lui Dumnezeu. 100%. Vreau să vă spun, noi, dacă ne numim creștini, dacă credem că suntem creștini, dacă vrem să ajungem acolo în împărăția slăvită a lui Dumnezeu, să fim cu Domnul Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, să avem parte, să avem intrare acolo în cer. El zice, eu am biruit. Știți cum a biruit el? Făcând 100% voia Tatălui. Și-a zis, pentru că am biruit, șef cu tatăl meu, pe scaunul lui de domnie. Și apoi urmează, și voi, care, cu alte cuvinte, mergeți pe urmele mele, călcați pe urmele mele, mă urmați pe mine, trăiți cum am trăit eu, care veți birui, care veți face voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Veți sta și voi cu mine pe scaunul meu de domnie. Amin? Bun, acum, haideți să vedem, facem voia lui Dumnezeu? Tot în cartea aceasta sfântă, de exemplu, în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, în versetul 23, spune, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine. Dacă voiește cineva să urmeze pe Domnul Hristos. Dacă voiește cineva să calce pe urmele Lui. Dacă voiește cineva să vină pe Domnul Hristos ca model. Cum au luat atâția copii sportivi de model. Atâția oameni milionari de model. Vreau și eu ca ăla. Elicopter la scară. Barcă. Din cele mai iaht de plăcere. Vreau și eu ca, știu eu, artistul ăla. Ca tenismanul ăla. Frații mei, când erau tineri, copii, așa l-au văzut pe el, stase, așa de tare le-au plăcut de el, că și-au făcut niște rachete din lemn. Și jucau pe șosea în fața casei. Și părinții zice, noi vrem că și noi ca sportivul ăsta mare. Zaharie și cu Ștefan. Și oamenii și-au pus înainte pilde și vor vrut ca aia. Dar noi zicem că vrem ca Domnul Hristos. Și El spune, dacă voiește cineva să vină după mine, în primul rând trebuie să ne lepădăm de noi, să ne lepădăm de sine, să-și acrucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să te lepezi de tine. Vreau să vă spun ceva. Poate aparent n-are nicio legătură cu ce, cu subiectul de astăzi. Domnul Hristos, Dumnezeu la evrei le-a dat legea ceremonială a jertfelor. Dar le-a dat și legea nu numai ceremonială a jertfelor. Și legea morală. Sigur că sunt unii comentatori care spun Israelul nu mai există. Noi suntem noul Israel. Noi n-avem nimic de învățat de la evrei ăștia. De la șmecherașii ăștia de evrei. Pentru că Dumnezeu și-a încheiat cu ei lucrarea și acum e biserica. Eu nu sunt de părerea asta. Eu cred că întotdeauna a fost valabilă legea morală pe care Dumnezeu o dat-o evreilor și pe care Domnul Hristos o respectat-o. Și în anumite situații, nu numai că o respectat-o, o accentuat-o. De exemplu, în lege era scris să nu prea curvești. Adică să nu îndrăznești să pui mâna pe nevasta unui alt om.
Dar Domnul Hristos a venit și nu a desfințat legea asta. Acum sunteți la liber. O zis, eu vă spun mai mult de atât. Numai dacă se uită cineva la o femeie să o poftește, o știți să mărși? Păcatul. Păcatul ăla condamnabil. Sau în lege era scris ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Erau îndreptățiți evreii când cineva le făcea rău să plătească cu aceeași monedă, am zice noi. Și noi suntem mulți dintre noi sub lege în privința asta. Cam plătim cu aceeași monedă. Dar au venit Domnul Hristos și au zis, nu așa. Cum scrie în lege. Mai mult decât atât. Nu să nu-i faci rău la un om care nu ți-a făcut niciun rău. Și la ăla care ți-a făcut rău, Dumnezeu te-a chemat, pe ăla să-l binecuvinteze, să te rogi pentru el, să te porți frumos cu el, să-ți dai o palmă peste obrazul ăsta, întoarce și celălalt obraz. Chiar dacă acum e interpretabil cuvântul ăsta, ți-a luat haina de pe tine, de și cămașa. Și unii spun, Dumnezeu, că nu mai are nimic Dumnezeu cu evrei. Vreau să vă spun, Pavel face un pic de lumină în privința aceasta și spune despre evrei și despre frații din biserică. Întreb, da, citesc din Roman, capitolul 11, versetul 11, întreb, da, s-au potrivit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prea unecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Deci, dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Sărb peste câteva versete și citesc. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tine roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri, am vrut să ajung aici, au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și căsimii măslinului, nu te feri față de ramuri. Dacă te părești să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Adică ce vreau să spun cu aceasta? Să nu mai tot repetăm, Domnule, asta a fost pentru evrei, a fost în veci, ea n-au știut nimica. Poruncile pentru ei nu-s valabile pentru noi, chiar dacă unii le numesc legea morală dată evreilor. Pentru că Dumnezeu niciodată nu i-a repădat și niciodată nu și-a retras înapoi legea morală pe care le-a dat-o. Și pe care creștinii, în primul veac apostolic, au preluat-o de la evrei. Bazat și pe spusele Domnului Iisus, care acum nu se mai repetă. La un moment dat stă Domnul Hristos de vorbă cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacob. Și acolo îi rostește niște cuvinte cu înțeles adânc. Ea începe să-i spună, uite, părinții noștri spun că aici pe munte trebuie să ne închinăm. Și voi spuneți la Ierusalim. Tu ce zici? Domnul Hristos a zis, voi vă închinați, dar ce nu? Cunoașteți. Noi ne închinăm, noi iudeii, ne închinăm la ce? Cunoaștem. Că mântuirea vine de unde? De la iudei, zice Domnul Hristos. Apostolii au fost iudei, Domnul Hristos după trup a fost iudeu. Mântuirea vine de la iudei pentru că ei au primit o lege morală, pe lângă legea ceremonială. Legea ceremonială a fost împlinită în jertfa Domnului Iisus. Dar legea morală rămâne în picioare, să nu minți, să nu furi, să nu creacurvești, să nu curvești. Să nu duci o mărturisire strâmbă, mincinoasă. Să-ți cinstești părinții. Rămâne în picioare. Și mai ales în legea lor morală era dezvăluit, devoalat caracterul sacru al lui Dumnezeu. Ce îi place lui Dumnezeu, spunea lege, și ce nu îi place lui Dumnezeu. La începutul credinței pentecostale s-a pus mult accent și pe legea morală dată în Vechiul Testament. Și despre care scria în Vechiul Testament. Și despre care Domnul Hristos spunea, voi cercetați Scripturile, fiindcă s-o copiți pe ele, în Scripturi, care era Vechiul Testament, găsiți viață. Dacă urmăm pe Domnul Iisus, dacă El este pilda lui Dumnezeu pentru noi, dacă vrem să călcăm pe urmele Lui, trebuie să ne lepădăm de noi și să ne uităm și noi și să ascultăm și noi ceea ce a învățat Domnul Hristos, Dumnezeu prin Moise pe evrei, ca lege morală și chiar Domnul Hristos le-a spus să faceți. Unii au zis, trăim vremuri de har, nimeni e valabilă zeciuiala. Nimeni e valabilă zeciuiala. Oare nimeni e valabilă? Că Domnul Hristos, când a vorbit despre subiectul ăsta, au zis la farisei și la cărturari, voi da zeciuiala din chimen, din izmă, din mărar, din cimbru, din cele mai mici lucruri, voi da zeciuiala. Dar lăsați nefăcute din lege dreptatea, mila, judecata. Și au zis pe acestea, dreptatea, mila, judecata. Să le faceți.
dar pe celelalte să le dat, o zis și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. În legea lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, avem câteva lucruri pe care Dumnezeu le urăște, nu-i place de ele. De exemplu, un proverb spune, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri răjuite, picioare care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Acum nu-s mai valabile. Domnul urăște pe cei care au ochi trufași și limba mincinoasă? Acopere Dumnezeu astfel de păcate? El nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și pentru păcatele noastre făcute de știință, o plătit Fiul lui Dumnezeu și ne-a mântuit. Dar după ce ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, ne-a poruncit să trăim frumos. Să trăim ca sfinți. Să împlinim voia lui Dumnezeu. Că dacă nu o facem, vom fi cuerți pe care zice cartea Apocalipsii, afară sunt. Și între care și mincinoși, și scârboși, și vrăjitorii, și curvani, și făcătorii de rele. Tot îți acolo afară, nu sunt împărăție. În Deuteronom, de exemplu, există un cuvânt, e tare cuvântul ăsta. Să n-aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinire a unei jurințe oarecare. Că și unul și altul sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dar cum am putea să interpretăm lucrul ăsta modern, în vremea noastră de acum? V-am spus odată, v-am amintit odată. Lucruri pe care le facem păcătoase și credem că ne spălăm păcatele dând în bani la colectă. Unii cred că dacă dau bani mulți la săraci, își plătesc păcatele. Îți filantropi, așa zici, în lume, care dau bani mulți la oameni săraci. Au instituit fundații de ajutorare a săracilor în lume, dar trăiesc în păcate grozolane. Dar lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului. Chiar faptul să vin casa lui Dumnezeu, să aduci o jertfă, o slujbă, să cânti o cântare, să predici, dacă nu trăiești neprihănirea, zice Biblia, păzește-ți piciorul când vii în casa lui Dumnezeu și apropie mai bine să asculți, decât să aduci jertfa nebunilor, că ei nu știu că fac rău face asta. Asta e jertfa nebunilor. Dar nu, frate, eu mă duc la biserică, am auzit de cineva, trimite o grămadă de bani pe la sărași în România, să trăiește niște păcate grosolane. Și crezi că de creier, că Dumnezeu. E o urăciune să aduci în casa lui Dumnezeu. Asta ține de caracterul sacru al lui Dumnezeu. Lucrurile care nu i-au fost urâte. Urâte sunt și astăzi, pentru că în El, în Dumnezeu, nu există schimbare și nici umbră de mutare. Mai citesc dacă vreți. Și sigur că astea nu se găsesc aici la noi. De exemplu, să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Urăciune. Sigur, ne condamnăm homosexualitatea, o condamnăm pe toate meridianele, pe toate planurile. Dar sunt lucruri care tot urăciune fie că sunt și care nu le condamnăm. De exemplu, în capitolul 22 din Deuteronom zice femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat porunci poporului său unele dintre ele, ca să fie fericit. Spune, dacă mergi pe câmp, întâlnește o mamă cu puii ei. Sau o mamă, sau o cloșcă pe ou. Să vorbesc pe înțeles. Să nu ieși mama și ou. Să nu ieși mama și ou. Să dai drumul puiilor. Pentru că dacă nu faci așa, nu o să fii fericit. Și e normal. La țară, când era în România și oamenii creșteau animale pe lângă casă, dacă mâncau și scroafa și curcei odată, anul viitor ce mai prăsau, ce mai mâncau? Și erau nefericiți. Dacă mâncau și cloșca și puiul anul ăsta, anul viitor, ce mai mâncau? Și erau nefericiți. Le-au dat legi și porunci ca să fie fericiți. Dar le-au dat și anumite repere care în ochii lui Dumnezeu îl ofensează pe Dumnezeu caracterul lui sfânt, sacru. Și spune o femeie care se îmbracă în haine bărbătești, este o urăciune înainte lui Dumnezeu. Vă spun cu toată responsabilitatea, caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Și a fost urât, ochii trufași, limba mincinoasă, picioare care leargă la rău, mâna care varsă sânge. Și astăzi îi sunt urâte. Eu a fost urât în vremea vechilor evrei, femeile care se îmbrăcau cu bărbații și bărbații care se îmbrăcau ca femeile. Se înjivește, să știți. Și zice, bine, bine, dar de unde știm care sunt haine bărbătești și care sunt femeiești? Uitați-vă la poporul evreu.
Eu am primit legea aceasta morală, sunt multe versete în Biblie. Eu aș putea să-i răspund. Unii se uită în dicționarele de astăzi. Știți că dicționarele se schimbă. Un frate care acum nu e aici, dacă era aici, îl punea martor, avea un dicționar din 1968. Acolo, de exemplu, la cuvântul pantalon era scris aceste cuvinte. Piesă de vestimentație bărbătească, care acoperă corpul de la brân în jos, fiecare picior în parte. În dicționarele de după 1976, din limba română, dar și din altă limbi, nu mai apare bărbătească. Apare piesă de vestimentație care acoperă corpul de la brân în jos, fiecare picior în parte. Dar pantalonul acesta pe care îl purtăm este urmașul izmenelor pe care Dumnezeu a poruncit să ne poarte numai bărbați. Numai bărbați. Acele izmene de ei. Și vreau să vă mai spun ceva. Dacă vă luați după dicționarele actuale, o să găsiți în dicționar, în scurtă vreme, căsătoria, nu un contract matrimonial între două persoane de sexe diferite, sau între un bărbat și o femeie, cum a scris la toate popoarele Europei. Deja în Belgia, în Olanda, sunt țări unde la cuvântul căsătorie nu mai scrie un bărbat și o femeie. Doi parteneri! Nu ne putem lua după lumea de afară. Haideți! Mă vedeam că o să iau și fratele lui Iosif, dar văd că timpul s-a dus ca vântul. Și de fapt așa trece, ca un sunet. Haideți să ne uităm un pic în Scriptură. Dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu, dacă vrem să umblăm pe calea Domnului Iisus, hai să ne lepădăm de noi și să fim în stare să ne uităm în Biblie, mă, lucrurile care sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu, să nu le mai practicăm. Că nu le poate accepta Dumnezeu. Și nici Domnul Hristos nu le poate accepta. El a zis, eu n-am venit să judec și nu am venit să judece. Și zice, are cine să vă judece, a zis. Cuvântul pe care vi l-am dat. Cuvântul acesta care este scris în Scriptură. Aici nu vorbim de lucruri care ne pot face fericiți sau nefericiți. Vorbim de lucruri care îl ofensează pe Dumnezeu și caracterul lui Sfânt. Minciuna îl ofensează pe Dumnezeu. Curvia îl ofensează pe Dumnezeu. Lucruri care scrie aici, în legea morală a evreilor, îl ofensează. Și noi suntem, cum îi spun nou, Israel. Da, e adevărat. Facem parte din Israel. Au fost tăiate niște ramuri din măslinul lor, ca să fim altoiți noi. Nu a fost mulți măslinul lor bun din pământ, aruncat la gunoi și-o plantat Dumnezeu altul. Zice, niște ramuri au fost tăiate. Și am fost plantați, am fost altoiți noi acolo. Și cum credeți că o să fie două feluri de rod? În măslinul ăsta. Credeți că noi avem un fel de rod și iau alt fel de rod? Vreau să vă spun că în primul secol creștin, între evrei, care țineau legea mozaică și creștini, și între ei erau probleme, oamenii de afară nu vedeau deosebire, pentru că aveau aceeași lege morală. Un împărat al Romei, pentru că n-a putut să facă deosebire între iudei și creștini, i-a expulsat pe toți din Roma. Că n-a avut deosebire între ei. Și mai apoi lucrurile s-au denaturat. Timpul meu s-a dus. În privința aceasta aș fi avut încă multe de să vă spun. Dar vreau să vă spun ceva. Mi-ar place ca biserica de aici să facă un studiu biblic legat de lucrurile care sunt înaintea lui Dumnezeu urăciune, care Dumnezeu nu le înghite. Chiar dacă noi credem că trece și așa, trece și așa, nu trece. Femei care vin la adunare, lipsite de decența cu care ar trebui să vină înaintea lui Dumnezeu. Bărbați care vin la adunare lipsiți de decență. Copii care vin la adunare numai așa ca să, știu, să satisfacă pe părinți, dar s-au bădezat. Și n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Și vrem în rai, vrem în cer. Dar mai mult, vrem să manifeste Dumnezeu între noi. Și ne mirăm de ce nu se manifestă. Știți că există un cuvânt în Biblie. Scrie despre fiul lui Efraim, care l-a rămas și trăgând cu arcul. Au dat dosul în ziua bătăliei și au fost bătuți de vrăjmașii lor. N-au putut să țină pe vrăjmașii lor. Și scrie acolo motivul pentru care au fost bătuți de vrăjmași. Pentru că cele n-au împlinit în totul poruncile lui Dumnezeu. Vrem biruință la adunare, în biserică? În familie? Hai să împlinim cuvântul lui Dumnezeu întru totul. Aș fi avut un cuvânt și pentru surorile care nu se supun bărbaților lor și spun că trăim într-o lume democratică și liberă. Citiți în Scriptură care e voia lui Dumnezeu cu privire la o mamă, la o creștină, la o soție. Citiți în Scriptură care e voia lui Dumnezeu pentru copii. Citiți în Scriptură care e voia lui Dumnezeu pentru felul în care ne îmbrăcăm, că scrie. Există principii biblice. Și Dumnezeu să ne dea lumină în privința aceasta. Amin.
Frate și surori, stau pe gânduri dacă să mai spun ceva sau să închei cu rugăciunea de mulțumire.